Direct într-o legătură telefonică, sângerosul domn Silvestru Șoșoacă. Bună seara, domnul Șoșoacă! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Domnule, vă că defilați în instanțele din România, sunteți campion, dar reușiți să faceți față și celei de-a treia plângeri? Asta e tot cu brățară sau e fără? Nu știu, domnul Victor Ciutacu, chiar nu știu ce o să fie, pentru că eu cred că e încă o glumă sau o minciună a Dianei. Știți că plângeri penale cu sutele, 600, 700... Sincer, nu cred că are mai mult de 10-15 făcute, dintre care două lui George Simion. Și două dumneavoastră, trei dumneavoastră. Da, trei. Dacă ar fi cu reală cea de astăzi, trei, da. Așa, dar puteți să-mi explicați și mie cum reușiți șamanic sau cum faceți să provocați tensiuni musculare femeilor? Eu vreau să fac o emisiune serioasă în seara aceasta. Păi și eu vreau, dar nu ne lasă realitatea. Nu ne lasă realitatea, într-adevăr. Nu. Diana e penibilă. Eu v-am spus, își degradează imaginea pe care cu greu i-am construit-o sau am construit-o împreună cu ea, și dacă asta face, atunci în jocul ăsta să intre. Eu nu vreau neapărat să intru în jocul ăsta al ei, dar ea își degradează imaginea publică pe care a făcut-o etapă cu etapă. Iată, mă provoacă, trebuie să reacționez. Dacă reacționez, îi stric imaginea, câștig împotriva. I-am spus, Diana, dreptatea întotdeauna va învinge. Ea până acum a fost zeița dreptății în România. Da, foarte bine, mai mult sau mai puțin. Dar acum chiar luptă de partea nedreptății și masca socială i-a căzut și fisurile se văd din ce în ce mai hidori. Domnul Șoșoacă, aș vrea să ne întoarcem la obiectul ultimei, cel puțin presupuse plângeri pe care vă face, cel referitor la, nu știu, falsificarea sau fraudarea listei de semnături pentru alegerile parlamentare și europarlamentare și bănuiesc locale. Ce puteți să ne spuneți despre povestea asta? Că asta mi se pare cu adevărat serioasă. Mă rog, dincolo de privațiunile pe care le-ați suferit dumneavoastră din cauza incidentului. Pentru mine, credeți-mă, cea mai serioasă problemă a fost ziua de marți, când am avut brățară la picior. A fost stupefiant pentru mine, să nu mă pot apăra, să nu fie nu există decât nici măcar un filtru, să mergi direct la poliție într-o cameră tehnică, să se monteze vrând nevrând brățară la picior ca dosar penal pentru refuz. Deci aia pentru mine a fost șocant. Declarația de astăzi nu o știu. Mi-au spus-o colegii dumneavoastră, nu am verificat-o, de aceea nici nu vreau să dau mai multe amănunte. Păi pur de ce nu? Dar stați un pic. De mâine... O acuzați? Păi nu. Mâine o să încerc să văd dacă într-adevăr a făcut chestia asta și dacă a făcut, o să înceapă din nou un contraatac al meu. Nu-mi place să fiu atacat pe nedrept, nu-mi place să fiu atacat degeaba. Dacă greșesc, da, e bine să fiu pus la punct. Băi, fraților, dar în momentul în care merg doar drept în viață, de ce să fiu penalizat? Și de cine? De soția mea. Domnul Șoșoacă, ne putem lupta în continuare. Dacă aveți indicii privind presupusa fraudare a listelor electorale, cumpărarea lor, sau habar n-am, clonarea, preluarea de la alt partid politic și nu sesizați autoritățile statului, sunteți la rândul noastră complice la o infracțiune. Pentru că dați-mi voie să mă ocup bine de caz și credeți-mă că nu o iert. Pentru că ea l-a făcut atâtea mult, în ultimele două, 9 săptămâni, în ultimele două luni de zile, mi-a făcut atât de mult rău, încât am toate motivele din lumea asta să o consider că ori e bolnavă cu capul, ori e cel mai mare dușman al meu din toate timpurile pe care l-am avut vreodată. Da. Și dați-mi voie de mâine încolo să mă ocup de lucrul ăsta. Dar dumneavoastră nu vi se pare suspect că într-o perioadă în care toate partidele s-au plâns că e greu să strângi semnăturile, SOS s-a apărut pe ultima sută cu încă vreo 50.000 peste numărul minim necesar? Sunt structuri atât de bine consolidate în teritoriu? Da, și 30.000 făcute de o singură persoană aici în București-Ilfo. Aici acum multe semne de întrebare, într-adevăr, dar, repet, nu vreau să vorbesc despre subiect până nu de mâine încolo mă ocup de la asta, mi-au savurat victoria. Deci 50 nu e ușor să o bați pe Diana în instanță, să știți. Diana, mai ales că l-a avut pe avocat pe Adrian, cel mai bun avocat pe care îl credea ea. E, uite că eu am echipa mea de avocații mai bună decât ea și cu oricine la un loc. Auziți, am Cristescu. Reușit să o vin încă o dată. Stați un pic, domnul Cristescu ar dori să vi se adreseze. Nu mai comentăm acum circul în fine, dar comentăm, spuneați că aveți o echipă, v-am mai spus eu într-o seară, că aveți o echipă de avocați extraordinară, dar v-au pus brățara aia ca la găină, v-au pus-o, v-au chemat la miliție. Nu există, nu există v-au pus brățara ca la găină. Unde era avocația aia fantastică? Nu există apărare, înțelegeți, procedura atât de nebun făcută de habar n-am cine a legiferat-o, chiar nu știu dacă e HG, dacă e ce-o fi pe acolo. Da, avocații, haideți să vă mai spun ceva.
sunt mii de femei abuzate și bătute de bărbați, la care aici e o pată obrazul poliției. N-au mers, nici nu știu să, pe la vaslui, cred că nici nu știu să pună brățările astea, că să curentează. Dar mai vreau să vă întreb ceva, că nu ne aude nimeni. Dar sincer, ca între bărbați. De cât toată România, da, de cât toată România, da. V-ați luat bătaie de la Diana vreodată? Nu, niciodată, credeți-mă, nici nu am bătut-o și nici nu m-am bătut. Și mai am o întrebare, apropo, tot. Apropo de brățări, dați-mi voi să vă spun. Sunt doar 6.000 de bucăți în toată România, din care 4 s-au stricat pe mine. 3 n-au mers și una a fost funcțională. Păi dacă mergem așa, înseamnă procentajul ăsta, înseamnă că doar un sfert în bune. Dar stați, domnul, un pic, a intrat aia de la IGP și mi-au zis că a fost o defecțiune tehnică, dar le-au reparat pe alea 3. Deci intră înapoi în circuit, domnul Șoșoacă, alea 3. Deci nu doar 1.500 de femei pot beneficia, ci 6.000 de femei. Și 6.000 de femei. Și mai vreau să vă întreb. Dacă îi credem pe cei de la poliție, da. Haideți să zicem că jumătate-jumătate, nici ca ei, nici ca noi. 3.000. Așa. 3.000 de, doar 3.000 de abuzuri asupra femeilor în România. Sunt mult mai multe, credeți-vă. Sunt 3.000 zile. Mai vreau să vă întreb și ceva. Să vin ca și senator al României și să abuzezi de lege. Ești despărțită de atâta mare de vreme. A uzat doamna Șoșoacă de calitatea de senator astăzi în instanță sau nu? Nu. A fost foarte cuminte. Spre deosebire de data trecută, când a făcut un circ și o mahala acolo de Mirearu și de mie, astăzi a stat reținută, a văzut că a pierdut pe acea atitudine a ei și astăzi a fost foarte cuminte, dar a pierdut și așa. Dreptatea, până la urmă, este la suprafață. Domnul Cristescu, nu vă țineți, că văd că sunteți de curiozități. Da, întrebare tot ca între bărbați. Înainte de a izbucni scandalul ăsta și de a pleca de acasă. Nu a fost acasă. M-a lăsat în vârful muntelui la Poiana Brașov. Bun. Și a trebuit să simulez o plecare acasă la Vâlcea, pentru că e mama bolnavă și nu mai merg cu Diana la București. M-a rugat de filiala Mehedin, de domnul fost procuror Moleanu, să mă ducă, a trecut pe lângă poarta mea în drum spre turnul Severin. Eu sunt vâlcean, a trecut, m-a lăsat acasă, i-am mulțumit și uite așa am... V-a abandonat în Poiana Brașov? Păi nu rău. Capul muntelui, da. Capul câine de pripas. Cu grămadă de bagaje, cu... cum să vă spun? N-aveam voie să spun nimănui că m-am certat. Simulam o plecare acasă din alte motive. Ce să mă... Umilitor. Umilitor. Ca să ne dăm... Acum, o întrebare bărbătească. Înainte de a vă lăsa cursul pe la Poiana Brașov, relații apropiate ați avut? Stai, mă, că ne dăm seama de... Asta e... Adică... Întrebare de Camera Deputaților Senat. Nu pot să adică vă răspund decât la... Ne dăm seama, domnule... Să ne întâlnim pe băncile... Doamne, mai era fiorul dragostei sau nu? Asta nu, zice domnul Cristescu. Știți de ce întreb? Întreb pentru că dumneavoastră ați venit în spațiu public și a zis că ar avea ori un amant sau doi. Și de asta m-am întrebat. S-au răcit relațiile între relațiile apropiate? S-a stins focul iubirii? Păi dacă eram, relațiile erau reci, vă dați seama că eram la Poiana Brașov în mijlocul iernii. Cam de când erau reci? Cu minus temperatura. Erau reci toate relațiile. Da, iarna cu nevastă mea. Cam vreo câteva luni? Da. Nu, eram reci de când a intrat în Senat și s-a urcat la cap. Păi că și atunci erați mai... Psihologul emisiunii. Dar cum intră unul acolo, cum îi se urcă la cap? Păi și de când, a intrat în Senat, nu v-ați mai... n-ați dormit împreună sau... Ba, dormeam în fiecare noapte împreună, credeți-mă, și totul a fost bine, până să-și ia în cap și mai tare decât alții. Că toți aveți câte ceva pe acolo, iată și atitudinea dumneavoastră acum față de mine, dar ea exagerată din nou. Dar stați, domnule, că nu v-a întrebat dacă ați bătut-o. Nu. V-a întrebat dacă mai era cu dragoste sau pur și simplu. E și greu să bați. Să rupsese. E greu, și greu, mai iertați. E greu, da. Ați avea dumneavoastră curaj? Eu nu m-am măsurat cu Diana Șoșoacă. Domnul Silvestru a luat-o, domnul Silvestru. Timpul de conservare al lui Victor e peste orice. Acum, dacă tot te băgași în discuție, ieri ai fost foarte furios. M-am băgat în vorbă, cameralul Ciorbă. Vă mulțumesc. L-ai salvat pe domnul Șoșoacă. Nu trebuia să-mi văd de treaba mea. Dar 35 de minute de dialog între cei doi domni, adică între domnul Șoșoacă și Luis Lazarus, nu că dialogul era între ei, este domn? A fost peste puterile mele. A fost peste puterile mele. Deci oamenii ăștia vorbeau despre candidatura... Domnul și domnul, asistăm la un moment istoric. În general, nimic nu este peste puterile lui Alice. Deci, efectiv, n-am mai rezistat. Oamenii vorbeau despre candidatura la europarlamentare. În primul rând, ce caută Diana în Parlamentul European când ea este antiglobalistă, când ea este naționalistă, când ea a spus că UE trebuie desființat, când ea a spus că România trebuie să iasă din UE, păi stai să o luăm cu începutul. Ce cauți acolo într-o structură pe care o dezavuezi? Păi, dar s-a dus și Nigel Farage ca să
destrămâze. Nu, deci ce, avem principii, da? Deci suntem naționaliști. Poate s-a dus să lucreze din interior. Spune domnul Șoșoacă, puțin mai devreme, l-am auzit cu urechile mele, că a zis că vrea bani. Pe bune? Păi de aia se duc oamenii la Parlamentul European pentru bani? Da, eu credeam că pentru interesul național. Da? Și 15-20 de mii, da. Deci era o adevărată călcătorie pe picioare acolo în discuția de sâmbătă. De ce ea pe locul 1? Domnul Lazarus, care înțeleg că și el e un pui de naționalist, era pe locul 2. Este pe locul 2. Este și pe locul 3 un alt domn, cu privire la care domnul Șoșoacă avea îndoieli, care dintre un ei un alt domn care a venit de 2 luni și jumătate în partid, să ne înțelegem. Și care s-a apropiat spectaculos de doamna Șoșoacă. Și atunci, în calitate de om, de cetățean, de votant, de orice, da, mi-a sărit și mie țâfna. Păi nu-i vota, mă, e liber la candidaturi. Păi cum mă să nu-i votez, dacă pe oamenii ăștia nu-i votăm? Păi ai zis că îl idolatizez pe cine? Așa am zis? Da, cum să votez pe Șoșoacă idolatizându-l pe Ciolacu? Dom'le, deci eu am vrut să înțeleg. Hai să zic, nu neapărat pentru mine, care sigur că deja sunt căzut în admirație for good pentru domnul Ciolacu. Așa. Bine, și cu ușoare apetențe către domnul Ciucă, de care îți vorbeam un pic mai devreme. Deci gruparea aceasta masculină, gen. Dar vreau să înțeleg așa, poate pentru vecinii mei de la bloc. Dom'le, dar de ce i-ar vota niște oameni pe acești cetățeni care n-au niciun fel de linie politică, care n-au niciun fel de idei și care se duc acolo nici ei nu știu de ce, într-un loc pe care îl disprețuiesc și din care vor ca România să iasă? Și de ce singurele lor probleme erau de natură erotică? Pentru că domnul Șoșoacă își punea problema că nu știe care, pe care îl va alege nevastă sa. Dacă se pe locul 2 sau pe locul 3, iar nu? Discuția a început cu un material pe care l-a făcut Sorin Roșca-Stănescu, care avea același subiect, și anume posibila căsătorie dintre Diana Șoșoacă și lui Ilza Lazarus. Și atunci, pe fondul acestui circ în care mă bucur că justiția n-a intrat, pentru că nu e cazul să-și rezolve toate prostiile astea în justiție, și e clar că au trecut la faza pe ordine de protecție, că au epuizat absolut orice altă variantă de a-și face publicitate. Deci, în acest context, am vrut și eu să înțeleg ce-i cu ei, adică ce vor de la noi. Înțeles ceva? Nu, n-am înțeles nimic. În continuare, a intrat doamna Șoșoacă pentru prima oară, cred, după multă vreme, vorbim pe un ton calm și omenesc și încercând să explice lucrurile. Chiar m-a surprins, preșocat, faptul că a vorbit civilizat. Pentru că la ultima intrare în direct cu tine, deci mai aveai puțin speranță de Dumnezeu să faci accident vascular. De ce nervi ai avut și că ai oprit discuția ca să nu fie mai rău degenera. De atât. De da? Deci, adică nu... Da, și eu sunt șocat, să știți, doamna de ce? Avocat. A fost prea calmă. De ce calmă? Nu e Gică Manole pe lista aceea? Și eu sunt șocat de ce... Mă omorâți cu Gică Manole. Dom'le, deci personajul ăsta trebuie studiat. Iar acum, domnul Șoșoacă, nu mai dați la întors că începeți de mâine să studiați, că spuserăți acum 3-4 zile, nu mai mult, că toate datele personale ale celor aflați în liste sunt preluate de la Casa de Sănătate. Așa este. Da? Adică haideți să de fim consecvenți. De la Sănătate sau de la pensie? Păi asumați-vă cu ce... Și, nu, și. De la Casa de Sănătate. Păi da, îmi dați voie să am și eu să strâng plobele ca să le am. Nu știu, trebuia să le fi strâns înainte să deschideți gura. Eu? Că lucrurile astea nu mi-a aparțin. Păi supoziția, acum lăsați-mă să merg pe ele. Păi și dacă faceți rost de probe, ni le aduceți și... Domnul Șoșoacă, dacă faceți... Și pe varianta București, sectorul 5. Dați-mi voie să fac analizele bune dacă tot mă duc la DNA. Nu vă împiedică nimeni, doar am vrut să vă reamintesc că dumneavoastră sunteți cel care ați lansat în spațiul public această ipoteză că foarte numeroasele semnături strânse într-un timp într-adevăr remarcabil de scurt, record aș putea spune. Dar 50.000 ziceți că a adus unul singur din București? 56. Cine? Champions League. Cine, dacă știți? Păi ăsta, locul 3, nu? Cine? Păi locul 3, locul 3, Radu, ce n-ai Ștefănel? Locul 3, 56.000 de semnături? Exact. Mă referiți la Ștefănel? Da, Ștefănel Dan Marin. Da. Deci, am spus București sectorul 5. Locul 3 a adus o listă, a spus omul acum câteva zile, cu 56.000 de semnături. Ceea ce l-a urcat în clasament pentru locul 3, nu? Domnule, e bine, să mișcă, domnule, să mișcă. Dacă merge ceva în industrie, în țara asta merge industria semnăturilor. Mulțumesc mult, domnul Șoșoacă, așteptăm noile evoluții ale epopeii dumneavoastră. Aproape istorice, aș putea spune și eventualele dovezi cu privire la fraudarea bazelor de date ale Casei de Sănătate în favoarea unui partid politic.